impozitul pe profit. Prin urmare, chiar dacă n-aș face-o, deși nu am interes să fac o asemenea operațiune pentru că este contraproductivă pentru mine ca și contribuabil, dar chiar dacă nu aș face-o, ea nu este infracțiune de evaziune fiscală pentru că nu urmărește diminuarea, eludarea taxelor pe care ar trebui plătite prin nerealizarea cheltuielilor. În esență, sigur, există această obligație primară de evidențiere în actele contabile. Următorul pas față de această primă acțiune este cea a declarării sintetizate a activității, pentru că organului fiscal nu o să îi duci în fiecare lună întreaga ta contabilitate, ci sintetizezi în acele balanțe, bilanțuri, diferite raportări privind TVA-ul, de unde el trage concluzii cu privire la obligațiile tale fiscale. Sigur, cu ocazia diferitelor controle mai amănunțite, se ajunge și la verificarea contabilității primare. Dar asta este un pas ulterior. Interesul major al statului este să ajungi să declari în acea formă sintetică veniturile pe care le-ai realizat și profitul în special, pentru că acolo se impozitează TVA-ul realizat și datorat și așa mai departe. Pentru că în măsura în care statul nu ar, și organele fiscale în principal, nu ar avea acces la aceste raportări, șansa de a colecta în mod eficient taxele dispare, pentru că neștiind de anumite activități aducătoare de venituri, nu ar putea să acționeze în sensul aplicării legii fiscale. Deci sunt obligați contribuabilii să permită efectuarea controlului fiscal? Categoric. Sunt obligați, iar în măsura în care nu se supun acestei obligații, tocmai de asta a venit legiuitorul în prezent prin legea 241/2005, care reglementează evaziunea fiscală și alte infracțiuni conexe, înrudite cu aceasta, un comportament care tinde la nesocotirea acestei obligații de a se supune controlului fiscal este sancționat inclusiv penal în ultimă instanță prin aceste infracțiuni despre deci, care vom vorbi. Deci trebuie să se supună controlului fiscal categoric. Și trebuie să pună la dispoziție organelor de control fiscal toate documentele contabile categoric. Trebuie să-i pună pe care la dispoziție. Le deține fiecare persoană fizică, să zicem, persoană fizică autorizată, în mod evident, fie că este o societate comercială. Categoric. Trebuie să-i dea acces neîngrădit organului fiscal în vederea efectuării verificărilor fiscale, financiare, vamale, atât la documente, cât și în sedii, în incintele societăților, pe terenurile deținute de societate, trebuie să-i dea acces neîngrădit la bunurile societății pentru a verifica toate aspectele care țin de corecta evidențiere inclusiv, a activității. Inclusiv a bunurilor. Discutăm că sunt bunuri imobile sau bunuri mobile. De orice natură, pentru că se discută atât în doctrină cât și în practică despre problema dacă lipsa din gestiune, de exemplu, a unor bunuri, semnifică automat evaziune fiscală sau nu. Părerile aici sunt împărțite. Dar ca să verifici existența faptică a bunurilor care ele scriptic apar în anumite evidențe, dar tu ca și organ fiscal trebuie să mergi să vezi dacă ele și există. Pentru că dacă nu mai există, doar scriptic, nu și faptic, atunci se poate pune problema unei evaziuni fiscale. Sigur, pentru a ajunge la această concluzie trebuie să faci verificări dincolo de asta, să vezi dacă acele bunuri lipsă, de exemplu, au fost vândute la negru și nu s-a evidențiat venitul, sau dimpotrivă, nu știu, au fost sustrase, situație în care nu se pune problema că nu ai înregistrat veniturile și am vorbit de evaziune. Sau, sunt bunuri perisabile, care s-au degradat, din neglijență contribuabilul n-a înregistrat acele perisabilități și există suspiciunea că le-ar fi vândut. Dar, în realitate, după verificări complexe, se stabilește că acele bunuri, în realitate, nu au fost înstrăinate, n-au adus un venit. Prin urmare, organul fiscal și cel penal, finalmente, se vor lămuri că nu avem de-a face cu evaziune fiscală, în ciuda bănuielii inițiale. Dar din acest motiv, ești obligat ca și contribuabil să dai organului fiscal acces inclusiv la bunurile deținute de societate sub orice formă. Pentru că altfel riști să intri în sfera ilicitului penal. Există în această lege 241/2005 o infracțiune care, mai multe infracțiuni care sancționează toate aceste tipuri de comportament ilicit de care am vorbit. Fie că nu pui la dispoziție documente, fie că nu refaci într-un termen stabilit de organul fiscal contabilitatea pierdută, distrusă și așa mai departe. Cu intenție sau fără? Cu intenție sau fără. Legea nu distinge, dar tu ai obligația certă de a reface contabilitatea într-un anumit termen.
nu o faci, este o evaziune, este o formă asemănătoare evaziunii, dar reglementată prin același act normativ. La fel, trebuie să dai acces, așa cum am spus, în incinte, trebuie să prezinți bunurile, nu ai dreptul să distrugi evidențele contabile, pentru că iarăși este infracțiune, nu ai voie să distrugi, de exemplu, mijloacele electronice de stocare a datelor fiscale, case de marcat, memoriile caselor de marcat și așa mai departe, pentru că este o altă infracțiune incriminată și pedepsită, sigur, de acest act normativ. Din practică, care ați sesizat că ar fi cele mai frecvente modalități de evaziune fiscală? Infracțiunea de evaziune fiscală sau formele de comitere acestea sunt reglementate de articolul 9 din legea 241/2005. Dintre acestea, în practică... Acum, la persoană fizică, să le luăm oarecum în cele două. Nu știu dacă putem face să nu facem o distinție netă. Nu, pentru că legea nu cere o calitate specială autorului acestor infracțiuni. Cele reglementate de literele B și C din articolul 9 sunt cele mai frecvente. Prima reglementează omisiunea de a înregistra în evidențele contabile sau în alte documente legale veniturile realizate. Înregistrarea, de fapt. Sigur, a veniturilor. Ceea ce face ca profitul pe care tu realizezi aparent să fie mai mic. Pentru că dacă ai înregistrat un venit mai mare, automat și profitul tău îl crește. Iar cealaltă formă, care este la fel de simplu de realizat în practică, de comis, este înregistrarea unor operațiuni, unor cheltuieli fictive, care fac să se minimizeze profitul. Pentru și automat și taxele plătite. Bineînțeles, crescând cheltuielile în mod aparent, înregistrând aceste operațiuni fictive, da, achiziții fictive, tu aparent ai niște cheltuieli mai mari, ceea ce face ca taxa, impozitul pe profit, să fie mai mic. Și atunci, aceste două forme, în opinia mea, sunt cele mai răspândite în practică, pentru că sunt foarte ușor de comis. Bine, acum mai sunt și celelalte care, mai ales pentru firmele mai mici, țin registre separate, adică au un registru, două registre, unul real, să zic, și unul nereal, pe care îl prezintă organelor de control. Categoric. Asta este o dublă contabilitate, în egală măsură prohibită de lege, dar cred că în practică are o mică rezonanță, pentru că totuși îți asume un risc jonglând cu această dublă contabilitate. La un control serios făcut de anchetatorii penali de această dată, o percheziție poate să ducă la identificarea cu ușurință a acestor evidențe duble. Nu cred că este o practică răspândită, pentru că îți asume un risc major. De regulă, e mai simplu și mai sigur, în opinia celui care alege această cale, să înregistreze facturi fictive de cheltuieli de la așa zisele firme fantomă. În realitate, de multe ori, acele livrări nu au avut loc în niciun fel. Altădată sunt forme mai sofisticate de evaziune fiscală, în sensul că fictivitatea nu privește operațiunea în sine, deci în principiu ea există. Eu am primit acea marfă, am achiziționat-o, însă n-am achiziționat-o, de exemplu, din sursa respectivă în documente. Și atunci apar probleme de neplata TVA-ului. Eludarea TVA-ului este una din formele principale de evaziune fiscală. Atunci este o fictivitate de altă natură, nu este acea formă foarte simplu de identificat. Este destul de greu în practică să faci dovada că marfa pe care o fac proba că am avut-o, pentru că eu am revândut-o la rândul meu sau am folosit-o, nu știu, am încorporat-o în niște construcții. Dacă discutăm de materiale de construcții, spre exemplu. Da, firme de construcții care de obicei își achiziționează de pe, să zicem așa, piața neagră material de construcții la un preț mai mic. Mai mic. Fără să plătească TVA? Fără să plătească TVA, îl introduce în construcțiile pe care le face și acolo încasează, contravaloarea acelor lucrări la un alt nivel. Categoric. Dar fără a cheltui. Cheltuială există. Chiar dacă achiziționezi la negru aceste bunuri, o cheltuială tot ai. Sigur, nu ai la nivelul la care ai fi avut-o dacă achiziționai în mod legal, de pe circuitul legal. Dar tu, cumpărându-le la negru, pentru a putea să le evidențiezi în contabilitate și a-ți deduce aceste cheltuieli, apelezi la acest mecanism al facturilor fictive,
care practic atestă o situație nereală și din această cauză legiuitorul. Astea sunt cele mai frecvente întâlnite. Da, pentru că sunt foarte ușor de comis. Cel mai ușor de comis și mai ușor de acoperit. De impunitate. Și de siguranță până când vine organul de control și află de la firmele fantomă unde s-a dus acea marfă fictivă. Da, câteodată este și această situație în care, într-adevăr, după ani de zile, cel care ți-a adus câteodată marfa în numele firmei... Cât este termenul în care ANAF-ul poate face aceste verificări în urmă? Păi, în principiu, termenul de prescripție a creanțelor fiscale este de 5 ani. Bun, el este puțin mai lung pentru că este un mod mai complex de a calcula acești 5 ani. Sunt de la începutul anului următor sau ceva de genul ăsta este. Nu sunt specialist în fiscal și de așa nu aș vrea să greșesc, dar de cel puțin 5 ani este, aplicând corect acel algoritm de calcul, este chiar puțin mai lung. 5 ani îți vine organul fiscal, dar până nu se prescrie răspunderea penală, care este un termen, în cazul care discutăm de un termen mult mai lung, tu te expui sancțiunii penale. Sigur, organul fiscal, constatând aceste nereguli, nu poate să îți suplimenteze, să reactualizeze masa bunurilor sau veniturilor, ci să-ți recalculeze taxele și impozitele, însă asta nu îl oprește, ca pentru faptele mai vechi de 5 ani, dar încă neprescrise din punct de vedere penal, să sesizeze parchetul, care demarează propriile cercetări și atunci nu va obliga contribuabilul persoană juridică, societatea comercială, dar va obliga autorul infracțiunii de evaziune fiscală ca persoană fizică, reprezentantul societății care a ales această cale a ilicitului penal. Prin urmare, este de dorit să nu apeleze la asemenea mijloace, pentru că cu cât crește perioada sau timpul în care ești depistat, cu cât este mai lung, este mai greu și pentru tine să te aperi, să dovedești realitatea tranzacției. Sigur că dacă organul fiscal sau cel penal vin și te verifică la scurt timp după tranzacție, tu ai șanse destul de mari să dovedești că bunurile respective au fost achiziționate din sursa indicată în documente. Dar poate peste ani de zile, peste 5 ani, când te cheamă la audieri, nu mai ai această șansă, pentru că n-ai fost suficient de diligent să vezi exact dacă persoana care ți-a adus ție mărfurile, de exemplu, era chiar reprezentantul acelei societăți. Și nu avea, de exemplu, un teanc de facturi fictive. Exact, pe care le folosea fără drept în numele societății. Aici apar problemele. Pentru că rapiditatea cu care se desfășoară operațiunile comerciale te face uneori să nu fii suficient de atent. Și atunci să accepti cu ușurință o marfă însoțită, sigur, de niște facturi. Pe moment îți pare suficient. Dar la un control mai amănunțit, la mai mult timp de la operațiune, poți să constați, organele fiscale constată și tu ești obligat să explici situația, cum de achiziționat de la această firmă, pentru că ea nu avea nici achiziții evidențiate în contabilitate, nu avea nici angajați, obiectul său de activitate nu avea nicio legătură cu livrarea de mărfuri pe care a făcut-o către tine, sau eu știu, prestarea de servicii sau orice altă operațiune. Și atunci este greu să explici cum de ai primit acele bunuri de acea societate care între timp oricum a și dispărut și ai cărei reprezentanți nu mai sunt de găsit. Și atunci te afli în situația de a nu putea să dovedești realitatea operațiunii. Chiar dacă tu scriptic în documentele contabile stai bine. Chiar dacă te-ai înregistrat... Deci din punct de vedere fiscal te-ai înregistrat cu ele. Doar formal, că tu ești formal. Dar evaziunea presupune o verificare dincolo de formalitatea pe care ți-o dă aparența unor documente. Deci în momentul în care o persoană juridică, o reprezentantă unor firme, înregistrează asemenea facturi, să zicem, fictive, sau nu depune diligențele la momentul respectiv și după 5 ani vine organul de control fiscal sau, mă rog, există o sesizare către parchet și se fac anumite cercetări, riscul este foarte mare de a intra sub sfera ilicitului și să fie acuzat de evaziune fiscală? Da, desigur. Și să fie obligat la plata taxelor și impozitelor la acea valoare? Da, dar cred că aia devine problema secundară că ajungi să plătești. Problema e că ajungi să plătești penal printr-o pedeapsă care ți se aplică. Aia e principala problemă. Da, există acest risc. Sigur că tu poți să fii tras la răspundere pe drept sau pe nedrept. Pe drept ești tras la răspundere dacă într-adevăr operațiunea era în realitate fictivă, dar poți să fi tras la răspundere pe nedrept
Chiar dacă operațiunea, din punctul tău de vedere, la acel moment a fost una reală, dar nu ești în stare să o dovedești la mult timp după ce ea s-a derulat. Și atunci există riscul unor erori judiciare, ca în cazul oricărui alt proces. Și poți să fii tras la răspundere nevinovat. Pentru că, din ce am constatat în practica ultimilor ani, există o tendință incorrectă, din punctul meu de vedere, inițial a organelor fiscale și, sigur, ulterior, sesizând parchetul, posibil să se manifeste și în rândul anchetatorilor, în sensul de a lansa diferite teorii care transpun răspunderea penală către contribuabilul solvabil. Pentru că dintr-o operațiune comercială de vânzare-cumpărare, da, dacă, de exemplu, vânzătorul la momentul control nu mai există, evident, mai este solvabil, trebuie să lansezi o teorie care transpune răspunderea fiscală, dar și cea penală, în sarcina celui pe care îl mai găsesc și care și este care solvabil. Și atunci, chiar dacă el... Sau chiar îl găsesc, că poate el nu este solvabil, dar... Da, sau îl găsesc. Sau îl găsesc. Da. Și atunci trebuie să finalizez un anumit dosar de constat că este solvabil și există șansa pentru mine ca organ fiscal să găsesc taxele, sigur că fac tot posibilul să-l încadrez în acea teorie. Deși aparent neregula contabilă este la furnizor. Dar negăsindu-l, merg pe o teorie că în realitate bietul furnizor era controlat de beneficiar care... Aici ne găsim exact în situația în care sunt foarte multe societăți care vând cu amănuntul, dar cumpără de la alte societăți care vând marfă tip angro, da? Iau acea marfă, da? O facturează, o introduc în registrele contabile, o vând de asemenea legal, plătesc taxele și impozitele și dintr-o dată la un control... vine organul fiscal și zice, păi firma de la care dumneavoastră ați cumpărat nu și-a înregistrat livrarea de marfă. Nu și-a plătit sau nu și-a plătit taxele și impozitele. Și atunci există din nou dubla impozitare. Așa este. Pentru în prima fază este dubla impozitare, așa dar este. Există acest risc tocmai de a intra sub sfera ilicitului penal și atunci... Așa este, pentru că eu, odată ca și beneficiar, ca și cumpărător al unor mărfuri de la un asemenea tip de furnizor fictiv, eu la momentul operațiunii am plătit către el și TVA-ul care el trebuia mai departe să-l vireze de la stat, dar nu a făcut-o. Și atunci tu vii ca organ fiscal sau penal să mi-l mai ceri încă o dată cu justificarea că el nu o plătise. Păi bun, dar eu am plătit, în principiu tu ca stat trebuia să ai mecanismele suficient de eficiente încât să identifici acele nereguli și să încerci să recuperezi acea taxă la momentul apropiat operațiunii. Ori tu când îmi vii după 5 ani și vrei tot de la mine care deja plătise, mi se pare incorrect. Exact ce spuneați. Această teorie de a încerca să recuperezi, să zicem, banii de la furnizor, neplătiți de către beneficiar. Să-i recuperezi de la beneficiar pentru că furnizorul nu i-a plătit la momentul operațiunii. Exact. Nu mi se pare corect. Deși dacă există probe certe că tu ai beneficiat sau ai fost complice la această fraudă, este corect să plătești, dar este destul de greu de făcut o asemenea probă, să dovedești dincolo de orice îndoială rezonabilă că eu am știut, am cunoscut la momentul acelor tranzacții comportamentul incorect al furnizorului. Păi să presupunem că te duci și cumperi dintr-un centru comercial din București, exemplu, dăm cel mai popular exemplu din Dragonul Roșu, da? Te duci, cumperi, există gen euro, doar că este mult mai mare, cumperi acea marfă, te facturează, te duci în respectiva locație unde sunt sute de furnizori, îți cumperi. Peste 6 luni te duci sau peste 3 luni te duci și cumperi tot de la același furnizor. El iarăși nu înregistrează marfa. Și atunci... Așa este. După un timp de 6 luni sau un an vine și zice, păi știți, de la firma de care ați cumpărat, ea nu este înregistrată sau nu funcționează fiscal. Așa este. Deși tu primești factură, plătești fie cash, fie prin bancă, de multe ori chiar și prin bancă, nu neapărat cash, tu ți-ai plătit toate taxele și impozitele, ai vândut marfa în mod legal cu adaosuri respective și ai plătit, dar dintr-o dată, să zicem, ești oarecum complice la ceea ce a făcut furnizorul, că nu și-a înregistrat marfa sau că nu este înregistrat fiscal. Ce obligație are, să zicem, un comerciant care intră într-un raport comercial cu un furnizor nou? Are anumite obligații? Pentru că vin organele fiscale și zic, trebuia să vă interesați,
dacă respectiva firmă funcționează legal, dacă e înregistrată fiscal, dacă există, deși ea există, pentru că există într-un centru comercial, adică are închiriat un spațiu, are facturi, are ștampilă, are casă de marcat. Categoric, dar... Există o minimă obligație, diligență? În principiu, da. Ceea ce poate face orice comerciant care achiziționează marfă și la un prim contact cu furnizorul, ar trebui să-i verifice, sigur, în primul rând, faptul că acel furnizor este activ, da, din punct de vedere fiscal, care are dreptul să funcționeze, că este plătitor de TVA dacă se pune problema... Unde se poate informa? La ORC? La Registrul Comerțului? Poate asta doar din punct de vedere, da. Există și pe site-ul ANAF sau pe alte site-uri posibilitatea de a verifica dacă o firmă este activă. Cam astea sunt minimele diligențe, dar cred că și cele care sunt la îndemâna oricui, pentru că mai mult de atât este destul de greu de verificat. Pentru că aici este problema. Organul fiscal vine după ani de zile și îți spune că n-a fost în regulă operațiunea, că n-ai verificat suficient. Dar ce aș putea eu să fac, trebuie să te pui și în poziția mea de beneficiar. Ce pot eu să verific mai mult de atâta? Să cer dovada vânzătorului că este angajat, că este reprezentantul societății, aș putea să o fac, să spunem că da. Dar mai departe de atâta, pot să îi cer să-mi facă dovada că el și-a înregistrat propria achiziție de marfă pe care acum mi-o vinde mie, că și-a înregistrat-o în contabilitate? Nu cred. N-are o asemenea obligație și nici nu de a-mi prezenta mie propriile înregistrări. Și atunci tu, ca organ fiscal, vii și-mi impuți niște chestiuni la care eu nu aveam acces. Până la urmă este treaba ta ca organ fiscal să faci la momentul oportun verificările. Nu să-mi spui peste 5 ani că eu trebuia să fac. Chiar dacă, în opinia ta, pentru că nu există o asemenea obligație legală și faptic nu pot să fac asemenea verificări. Circuitul acesta comercial... Și dacă comercial, niciun furnizor nu vine să-ți arate fișele de magazie, da, că el și-a înregistrat marfa, sau să-ți arate balanțele, intrările sau ieșirile, dacă a înregistrat ca vânzare. Corect. După ce mi-o vinde mie, dacă s-a înregistrat cu operațiunea față de mine. Nimeni nu mi dă acces la aceste evidențe. Doar organul fiscal avea posibilitatea. Pentru că de aceea s-au introdus acele declarații 394 privind TVA-ul. Pentru ca organul fiscal să aibă raportări din ambele părți, din ambele părți. Și să vadă unde sunt nepotrivirile. Și dacă apar neconcordanțe în privința raportării de TVA, să meargă să verifice, să identifice neregula. Sigur că în practică nu se întâmplă niciodată sau se întâmplă foarte rar să o facă la un moment apropiat de tranzacție. Cum spuneau, vin după mult timp, ceea ce aici mi se pare a fi incorrect. Și dincolo de faptul că vine și mă impozitează suplimentar, reapreciind masa impozabilă, de multe ori te face acea sesizare penală care mă pune în dificultate. Și de aceea mult mai greu decât doar simpla plată, care de fapt este o dublă impunere. Exact. Exact, ajungi să răspunzi penal, adică să nu mai ai dreptul de a fi administrator. Beneficiarul plătește, de fapt, și pentru furnizor, de fapt, plătește încă o dată pentru furnizor. Ajung să nu mai pot administra societăți, ajung să-mi pierd afacerea cu toate consecințele care decurg din asta. Și de aceea trebuie maximă diligență și un mod de apreciere rezonabil din partea organului fiscal de a nu-mi impune obligații dincolo de ceea ce aș putea eu să verific și de ceea ce legea îmi impune. Pentru că, repet, și de ceea ce pot. La ceea ce pot să fac. Nu am cum. Și dacă doresc. Exact. Și dacă aș vrea, nu pot să o fac în raport cu partenerul meu. Să spunem că el nu vrea să-mi arate evidența contabilă. Dacă aș face o adresă la finanțe, răspunsul este același. Finanțele nu o să-mi răspundă niciodată dacă acel partener contractual nou cu mine, în raport cu mine, este corect sau nu din punct de vedere fiscal. El nu are dreptul să-mi dea asemenea informații, pentru că eu sunt un terț față de acea societate. Nu poate să-mi pună la dispoziție informații care îl privesc doar pe el. Deci eu și dacă aș vrea să fac treaba asta, nu aș primi informațiile așteptate, dar dincolo de asta, sigur că din birou este ușor să-mi impui tot felul de obligații, trebuia să faci așa sau așa, dar realitatea practică mă pune în imposibilitatea de a fi atât de diligent, pentru că o afacere eficientă ține în mare măsură și de rapiditatea cu care iau deciziile comerciale. Că degeaba vreau să inițiez cu tine o afacere, te verific 3 luni și până când se finalizează verificarea a trecut oportunitatea. S-au schimbat prețurile, nu mai am... Sigur, așa cum spuneați, afacerile se fac rapid. Rapid. Este de esența domeniului afacerilor și atunci, sigur că pur teoretic ai putea să inventezi orice obligație, dar
organul de cercetare penală, când discutăm de evaziune fiscală, ar trebui să se pună și în pielea celui care la acel moment acționa cu bună credință și până la urmă n-ar trebui să mă sancționez penal decât dacă faci dovada certă că am fost de rea credință și am cunoscut. Am cunoscut și am acceptat, am fost complice la acea fraudă. Ori atât timp cât marfa a intrat în depozitul meu și am vândut-o, am înregistrat-o și am plătit, nu mai pot să vii să mă acuzi că aș fi știut că furnizorul nu și înregistrează marfa sau nu și înregistrează vânzarea către mine așa ca este. Beneficiar. Așa este, mai ales că acum de câțiva ani încoace, inclusiv practica în materie fiscală a Curții de Justiție a Uniunii Europene este în sensul de a ocroti buna credință a beneficiarului. Nici măcar fiscal nu pot fi tras la răspundere în sensul de a mai plăti încă o dată TVA-ul neplătit de furnizorul meu. Cu atât mai puțin ar trebui să fiu tras la răspundere penală, pentru că este vorba de sancțiuni mult mai grave. Și atunci, din moment ce nici măcar fiscal n-ar trebui să fiu sancționat, lucrurile se mișcă destul de greu, totuși, inclusiv în materie fiscală. Deși se mișcă, totuși, este de apreciat, pentru că, din punct de vedere al codului nostru fiscal și al codului de procedură fiscală, lucrurile erau destul de rigide, se cantonau la chestiunea de formă a facturilor. N-avea o anumită mențiune, automat factura era înlăturată, operațiunea era considerată nereală. A venit Curtea Europeană de Justiție și îmi spune că totuși trebuie să țin cont, contează esența operațiunii, realitatea ei faptică, dincolo de chestiunea tehnică, scriptică, da, tehnică, să zic. Și atunci, practica, inclusiv la Înalta Curte, a început să se miște, este o de vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, o hotărâre destul de cunoscută, Nidera contra finanțelor publice, da. Unde s-a ținut cont de realitatea operațiunii, mai puțin de imperfecțiunile unor facturi, strict din punct de vedere formal. Dar, din păcate, la nivelul instanțelor inferioare și nici măcar la nivelul în altei curți, practica nu este unitară sub acest aspect. Există soluții favorabile izolat, dar există și soluții nefavorabile care tind în continuare să dea întâietate aspectului pur formal, ceea ce nu este corect. Pentru că, repet, câtă vreme nu poți face tu ca fisc dovada că am fost de rea credință cunoscând și acceptând să fiu complice la o fraudă, nu poți fi pus să plătesc încă o dată pentru că afectează securitatea circuitului civil, finalmente mă scoate de pe piață. Și automat statul nu mai încasează, pentru că eu nu mai plătesc impozite, exact. Nu mai am angajații cărora le plătesc taxe, exact. Și impozite, ei nu mai beneficiază de salarii, automat nu mai cumpără acei bani, nu mai intră în circuitul civil și atunci, până la urmă, statul nu are decât de pierdut. Asta. Sunt indulgenți inspectorii fiscali? Nu sunt indulgenți. Deși cred că ar trebui cu mai multă chipzuință, pentru că, într-adevăr, efectul este contraproductiv pentru buget. Degeaba vin și recuperez acum, nu știu, 15.000 de lei reapreciind o operațiune, condamnându-te penal pentru că ai comis evaziune, dar închizând în felul ăsta o firmă care poate ți-a plătit milioane de lei în ultimii ani. Și atunci, cred și din această perspectivă, ar trebui introdus un prag pentru evaziunea fiscală, pentru că nu orice mărunțiș poate ar trebui să constituie infracțiunea de evaziune fiscală. Pentru nu vreau să discutăm de praguri. Știu, este de actualitate, dar este o chestiune până la urmă de echitate, de bun simț juridic, fiscal, pentru că ajungi la chestiuni contraproductive. Pentru că, pe de o parte, ajungi să scoți de pe piață un jucător important, de regulă societățile românești, că este o realitate. Iar multinaționalele care, tot o realitate este că nu plătesc taxe și impozite prin anumite artificii la limita legii, dar sunt totuși legale, ajung să nu le plătească, pe aceea îi protejezi. Nu îi controlezi la sânge, nu le reapreciezi niciodată operațiunile pentru a maximiza taxele și impozitele pe care le plătesc, tind să-i protejezi și nu înțeleg de ce. Dincolo de faptul că oferă niște locuri de muncă, sigur, binevenite, ar trebui să tind să maximizezi taxele și impozitele pe care le plătesc. Ori noi ce facem? Venim, înlăturăm de pe piață jucătorii români care greu își vor mai face loc ulterior, în schimb multinaționalele privilegiate tind să nu plătească niciun fel de taxe, mergând chiar în pierdere. Pentru că este foarte simplu să-ți exporți profitul. Practic,
nu știu, să dăm sau să-l, eu știu, să reinvestești cumpărând și făcând anumite achiziții la care tot statul îți dă anumite beneficii. Sunt multiple forme. Sigur, o multinațională se poate credita de la bun început de către partenerul extern. Când este în România, da, creditează societatea română cu o mare sumă pe care, sigur, ulterior trebuie să o tot recupereze de-a lungul anilor. Practic, ea nu mai ajunge să facă profit pentru că tot trebuie să restituie acea creditare inițială. Sau, eu știu, o firmă care produce în țară diverse bunuri, le vinde la un preț minim cu foarte puțin peste costul de producție societății străine și doar acea societate realizează profitul pentru că o cumpără din România la 1000 de euro și vinde la 6000 de euro pe piață. De ce n-ar face vânzarea direct din România la 6000? Pentru că în felul ăsta reușește să-și ducă profitul în țara de origine. Și atunci, asemenea comportamente ar trebui sancționate. Sigur că e discuția și de offshore-uri în acest context, pentru că se folosește și acea noțiune de evaziune fiscală legală, care este improprie, că nu poți să alături acești doi termeni, infracțiune legală. Adică dar, evaziune legală. Exact. Nu există, este un termen impropriu, dar putem discuta de o optimizare a profiturilor, care o optimizare contabilă, care reflectă, eu știu, iscusința unor contabili care știu să exploateze normele legale și să te ajute să nu comiți infracțiuni, dar să ai un profit maxim. Acele offshore-uri prin care se desfășoară toate operațiunile de vânzare, de cumpărare, profitul rămânând acolo, profit neimpozabil în România. Sau eu știu ce alte mici artificii pe care le poți inventa, dar dincolo de asta, sigur că revenind în sfera discuției, revenind la infracțiunea de evaziune fiscală, trebuie știut că ea vine să sancționeze în principal neevidențierea în contabilitate sau evidențierea incorrectă și nedeclararea la organele fiscale a operațiunilor economice. Nu vine să sancționeze neplata. Eu dacă mă înregistrez corect și declar, chiar dacă nu plătesc, nu este evaziune fiscală, pentru că organul fiscal, cunoscând această sursă impozabilă, vine și mă execută silit dacă este cazul. Deci are mijloacele să o facă. Esențial de a recupera, este, da, deci foarte important este de a declara acest lucru, de a te înregistra cu ele. Da. De a nu te găsi cu ele neregistrate, adică. Exact. Da. Dacă sau să depisteze de la furnizor că ai cumpărat și nu te-ai înregistrat cu această pe care, sigur, ai vândut. Da, orice respectivă. Tip de operațiune neregistrată te-ar putea duce, în principiu, spre sfera ilicitului penal. Dar, sigur că interesul este de a nu cădea în această sferă și de a te feri, sigur, de a răspunde penal. Acum, revenind la acea infracțiune înrudită de contrabandă, trebuie spus că, așa cum am arătat, tinde și ea să conducă la neplata taxelor și impozitelor, însă ea mai afectează relațiile sociale ce țin de securitatea frontierei de stat. Prin urmare, codul VAMAL reglementează acest tip de infracțiuni, mergând de la sancționarea trecerii peste frontiera de stat a unor mărfuri care ar trebui plasate sub un regim VAMAL. Dacă o faci prin alte rocuri decât cele specifice controlului VAMAL, deci pe fâșie, cum se spune în limbajul contrabandiștilor, da, pentru că acolo nu există nicio posibilitate legală de a fi verificat, deci acolo, deci indiferent prin punctele de trecere, ci efectiv exact, să le ocolești. Acolo indiferent de valoarea mărfurilor, indiferent de tipul de marfă sau de valoarea mărfurilor, comiți o infracțiune. Spuneți-mi, înainte de a merge mai departe, mai este la modă cesiunea părților sociale a societăților comerciale pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale? Nu știu dacă... Era o perioadă în care era la modă, existau aceste firme, făceau tot felul de afaceri, solicitau, de fapt, rambursare de TVA, după care se cesionau aceste firme către persoane fie pe care foarte sărace, fie care plecau în străinătate. Mai este la modă. Nu aș putea să spun că este o modă, pentru că nu avem o statistică legată de așa ceva, pentru că, în esență, cesiunea
unei societăți este o operațiune licită, dacă ea este făcută într-un scop licit și nu în scopul ascunderii unor vechi fapte penale. Dar dincolo de faptul că este sau nu la modă, este o operațiune pe care n-aș recomanda-o. Pentru că ea se întoarce împotriva celui care cedează o asemenea societate, care, să presupunem prin ipoteză, a comis anumite infracțiuni sau a realizat anumite operațiuni la limita legii. Ei, odată ce ai cesionat societatea, se presupune că ai transmis și evidența contabilă și nu mai ai acces la ea. Problemele apar atunci când, după o lungă perioadă sau chiar imediat după cesiune, dar când tu deja nu mai ai acces la documente, vin organele fiscale și încearcă să realizeze controlul. Vor constata că noul asociat care a preluat firma, acel om fără pregătire, fără niciun fel de cunoștință în materie, nu mai este de găsit. Dacă ai avut neșansa să colaborezi cu un asemenea partener, să cesionezi unei asemenea persoane. Și atunci vine și te întreabă pe tine cum ai putea să dovedești realitatea operațiunilor din perioada în care ai fost asociat și probabil administrator. Sigur, aceste lucruri de cesionare erau clare atunci când discutăm de rambursările de TVA. Adică înregistrarea fictivă, exact ce spuneați, înregistrarea fictivă pentru a putea beneficia de rambursările de TVA. Da, sunt mai multe. Era una dintre... Una din ipoteze, da. Acum, chestiunea cu rambursările este reglementată și ea distinct, deși este destul de greu câteodată în practică să faci distinție între evaziunea fiscală reglementată de articolul 9 și alte forme asemănătoare de evaziune reglementată de același act normativ. Dar legiuitorul pedepsește și încă mai grav decât evaziunea fiscală asemenea comportamente de în care tu ajungi, incorrect fiind, tu ajungi să primești de la stat niște bani, o rambursare de TVA. Exact. Una este adică să primești de la... Adică una este să nu plătești, dar una este să mai și iei bani de la stat pentru ceva ce... Da, și atunci, comparând cu forma simplă a evaziunii, această formă specifică de rambursare este mai grav pedepsită, ea pleacă de la un minim de 3 ani, în timp ce forma simplă a evaziunii pleacă de la 2 ani numai. De la 2 la 8 ani este pedepsită evaziunea în forma simplă. Sigur, în formele grave, pedeapsa crește simțitor dacă este evaziune fiscală peste 100.000 de euro. Atât minimul cât și maximul cresc în prezent cu 5 ani. Dacă depășești jumătate de pedeapsă, de milion de euro, oricum... se majorează deja cu 7 ani. Deci discuți de pedeapsă de la 9 la 15 ani, ceea ce este foarte mult. Ceea ce evident exclude orice posibilitate de a obține o pedeapsă cu suspendare. Pentru că tot ceea ce depășește 3 ani exclude tehnic o asemenea posibilitate. Și de aia spun că acea formă specifică de rambursare, în mod nelegal, este mai grav pedepsită decât acea formă simplă. Aici, când discutăm de aceste societăți în care se făceau aceste cesiuni, putem discuta și până la cesiunea acestor documente. Se pune problema între administratorul scriptic și administratorul, să zic, real, faptic, da. Cel care prestează munca de administrator. Că de foarte multe ori, să zicem, sunt 2-3 asociați, dar unul dintre ei de obicei preia să fie administrator de cele mai multe ori. Așa dar este. Nici măcar cel care este scriptic administrator nu face această muncă de administrare a societății și efectiv de înregistrare a documentelor fiscale. Așa este. Ei răspund în solidar, răspund fiecare? De răspuns răspund. Pentru că vine, știți, foarte mult sunt asociat, domnule, eu nu m-am ocupat, nu știu, știți, asociatul, eu am fost în străinătate, am cules căpșun, dar el a rămas aici și a făcut. Cel care zice că este administrator, zice, stați puțin, că nu eu am avut un domn care s-a ocupat, eu nu m-am priceput. Așa este. Discutăm de acei oameni de paie, așa zici, oameni de paie în limbajul specific acestor operațiuni, să le spunem, în care, sigur, o persoană care are interes de la bun început sau are intenția de a comite un viitor infracțiune, are grijă să nu se expună. El, cel puțin aparent, nu apare în actele firmei, nici ca asociat, nici măcar ca administrator, ca absolut nimic. Numește în acea funcție de administrator un om pe care îl poate controla cu ușurință, fie că este într-o dificultate financiară, fie că este naiv și poate fi manipulat, diferite
motive pot sta la baza celui care acceptă o asemenea funcție și care îl face ca el aparent față de organul fiscal să fie cel care reprezintă societatea. În realitate, el habar nu are de cele mai multe ori despre cum se conduce o afacere. Și în mod evident, alături organul fiscal, că și cel de cercetare penală, simte și își dă seama imediat că acea persoană nu are nicio legătură. Discuție. De la prima discuție. Nici nu încape îndoială. Sigur, exceptând formele mai abile în care totuși găsește o persoană cunoscătoare în domeniul afacerilor, dar care, din diferite considerente, probabil financiare, acceptă să se expună riscul unei sancțiuni penale și să preia acea funcție de administrator pur de fațadă, lăsându-te pe tine să stai în umbră și tu să conduci în realitate operațiunile comerciale. În mod evident v-ați întâlnit și cu asemenea în practică în care persoana vine și spune, știți, dumneavoastră cu cine ați ținut legătura? Cu domnul care figura în acte? Nu, nici nu l-am cunoscut. Cu altcineva. Exact. Și atunci se depistează acea persoană care este administrator. Întrebarea mea era, răspunde administratorul scriptic, să-l denumim așa, mai puțin profesional, scriptic, alături de cel care efectiv a făcut aceste operațiuni? Deci și aș vrea, nu pot să răspund tranșant la această întrebare sau să dau o soluție universal valabilă. De principiu, nu ar trebui să răspundă automat administratorul scriptic. Trebuie să răspundă cel care în realitate efectuează operațiunile nelegale. Nelegale, da? Sigur. Care efectuează vânzări pe care nu le înregistrează în contabilitatea societății sau care aduce facturile fictive pentru a maximiza cheltuielile și a diminua implicit profitul. El ar trebui să răspundă și, în opinia mea, asta este varianta corectă. Practica însă nu este unitară sub acest aspect, dar în mod real, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă doar el, dacă administratorul de fapt, care este administratorul de drept, dacă n-a avut nicio contribuție, dacă a avut și el o mică contribuție și a știut că prin asta te ajută pe tine să... Deci dacă a cunoscut el poate veni de aceste operațiuni. Da. Deci atunci, dacă n-a cunoscut, nu. Dacă este inocent cu totul, nu, n-ar trebui și o face doar administratorul de fapt. Pentru că legea 241/2005 nu stabilește, cel puțin în aceste situații, o calitate sau nu cere o calitate specială autorului infracțiunii de evaziune fiscală. El poate fi absolut orice persoană care administrează faptic societatea, care chiar nu are nici cea mai mică legătură. Sau poate să fie de la contabil, la vânzător, la director sau mai știu eu ce. Nu neapărat administrator. Nu calitatea de administrator îți atrage automat răspunderea penală dacă s-a comis o faptă. Poți să fii administrator, dar dacă nu ai cunoștință de ceea ce se întâmplă... Asta este, de fapt, condiția. Da, să nu ai cunoștință că acele facturi sau acea marfă este fictivă sau că nu s-au înregistrat anumite operațiuni. Pentru că tu, ca administrator de drept, ai anumite obligații cerute, inclusiv de legea contabilității și de alte acte normative. Tu ești obligat să declari, să depui anumite declarații la finanțe, dar aia nu înseamnă să le semnezi. Da. Aia nu înseamnă că tu ai știut că operațiunile care au stat la baza acelor declarații sunt fictive. Tu dacă acolo în declarație scrii plusul cu minusul, îl semnezi, tu le primești de la contabil. Exact. Neștiind că în realitate facturile înregistrate nu au suport real. Nu s-au efectuat acele operațiuni. Dacă nu știi și organul de cercetare penală ar trebui să facă dovada că știai ca să te poată trage la răspundere. Dacă nu o face, ar trebui să nu răspunzi penal, dar să răspundă cel care în realitate s-a folosit de tine, a profitat de naivitatea ta și a comis această... Deci, în final, cei care își doresc să aibă o asemenea calitate, cum spuneați, de om de paie, da? Adică cel pe care nu-l vedem, dar care dirigează, nu scapă. Nu, omul de paie este cel care este la vedere, care poate fi manipulat ca o păpușă. Da? El este acel om de paie care e manipulat și care, de care se folosește persoana de rea credință în speranța că organul de cercetare nu îl va identifica pe el, ci va merge să ia administratorul din document. În mod evident îl va identifica pentru că și acea persoană din front space pe care îl vede și este vizibil va spune cine este persoana cu care ține legătura. Categoric. Adică în momentul ar fi de bune relațiile inițiale, în momentul în care conștientizezi că te expui unei sancțiuni penale, vei spune cine a fost în umbră. Dar dincolo de asta, și dacă, să spunem, nu ar face acea persoană folosită
Organele de cercetare penală, fără discuție, stabilesc cine a acționat în numele firmei ca reprezentant. Stabilesc cine a fost administratorul de fapt. Pentru că vor stabili cine, de exemplu, ca exemplu, cine a făcut angajările în firmă, cu cine discutai când te-ai angajat, luându-i pe toți angajații, vei stabili cu cine ai discutat și cine avea putere decizională de în firmă. Mergi la partenerii contractuali reali și vei vedea că afacerile sau contractele erau gestionate, discutate, parafate doar de persoana din umbră, care nu apare în documente. De asemenea, mijloace, fără discuție, se va identifica autorul real al infracțiunii de evaziune fiscală, cel care finalmente trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut, fără dori, poate. Deci nu scapă. Este de dorit să nu scapă. Nu putem ști dacă a scăpat, evident, da. Nu îl cunoaște. Speranța asemenea persoane de rea credință, din păcate, da, este din ce în ce mai... Da, este deșartă. Este deșartă, așa este. Și se întâmplă când este lumea mai dragă, da? Dar asta nu presupune ca cei care acceptă această calitate de a fi administrat într-o firmă sau de asociat într-o asemenea firmă, tocmai se pot culca pe o ureche. Nu. Pentru că și persoana de rea credință poate să vină să spună și chiar să dovedească că și tu ai știut de la început. Că de cele mai multe ori acest lucru se întâmplă cu bună știință. Da, așa este. De obicei, și există și o remunerare în acest sens. Da. Că, sigur, este mică în comparație, este mică în comparație cu profitul tău și prejudiciul adus statului, dar până la urmă există acea plată pe care tu o accepți la nivelul prestației pe care o consideri. Așa este. Sigur că mai devreme sau mai târziu ajung să răspunzi penal, dar asta este, ține doar de dibăcia anchetatorilor care pot să dovedească asemenea fapte, dincolo de aparența scriptică a lor. Și sunt dibaci lucrătorii de poliție care lucrează în domeniul evaziunii fiscale? În parte, da. Sunt lucrători specializați, sigur. În principiu știu despre ce este vorba. Ca în orice domeniu există și excepții. Dar, în general, cunosc chestiunile teoretice, cunosc practica din domeniu. Prin urmare, riscul de erori este destul de mic. Dincolo de asta, relativ recent, statul a venit în sprijinul anchetatorilor și a detașat la parchete, parchetul de pe lângă tribunal, pentru că el are în competență evaziunea fiscală, a detașat inspectorii antifraudă, al căror rol este de a sprijini procurorul și anchetatorii polițiști în, eu știu, cuantificarea prejudiciului, în a efectua anumite investigații specifice. Și interpretarea documentelor până la urmă, pentru că procurorul trebuie să aibă o specializare în domeniu. Poate ar fi nevoie. Ar fi de dorit. Ar fi de dorit. Să aibă ei, da. Mie mi se pare un lucru destul de periculos. Prezența lor pentru ancheta penală. De ce? Sigur că aparent spui, bun, ce poate fi rău în a avea pe cineva care sprijină procurorul să găsească infractorii care prejudicează bugetul de stat. Părerea mea că totuși ridică semne de întrebare prezența lor în contextul în care se tinde a le da atribuții de cercetare penală, în sensul că adeseori, dacă nu te opui, li se permite să asiste inclusiv la anchete, ceea ce legea care îi delegă la parchete nu le dă drept. Ei fac anumite lucrări, le pun la dispoziția procurorului, dar la anchetă n-ar trebui să participe, pentru că nu le permite la audieri, legea. Dar în măsura în care nimeni nu se opune, sigur, el stă acolo, el conduce ancheta, el pune întrebările, ceea ce nici asta nu ar fi o problemă, dacă nu ar exista riscul și mai mare ca el să influențeze negativ procurorul în luarea unei soluții, interpretând în felul lui propriu de finanțist probele care ar trebui să stea la baza unei sancțiuni penale. Pentru că una este o teorie pur fiscală care poate avea sau nu anumită susținere, dar este mult mai grav dacă ajung să o transpun într-o faptă penală, deși n-ar trebui să se ajungă acolo. Dar prezența lor acolo tinde la a insufla procurorului ideea de infracțiune, poate chiar și acolo unde nu este cazul. El, văzând lucrurile în felul lui pur fiscal, ajunge să creeze anumite teorii care par a avea asemănare cu penalul. Și de aici apare riscul de a trece în sfera ilicitului penal, ceva ce nu ar trebui să fie acolo. Deci, sigur, în principiu ar trebui
persoanele care sunt puse într-o asemenea situație să se opună participării unui asemenea inspector fiscal. În primul rând pentru că este nelegal, pentru că legea nu dă asemenea drepturi inspectorului să participe. Inspectorului fiscal, nu lucrătorului de poliție, lucrătorului antifraudă. Inspectorul antifraudă, da. El are anumite atribuții clar delimitate de lege. Puțin, de altfel. Sigur, întocmește rapoarte de constatare, ele sunt mijloc de probă, dar nimic mai mult. Peste acest raport, sigur, dacă ai îndoieli asupra corectitudinii, poți să ceri expertize, vine o persoană cu o calificare superioară și lămurește dacă el a avut sau nu dreptate. Dar de aici și până la a-i da atribuții de anchetă sau a-i permite faptic atribuții de anchetă este cale lungă și nu cred că ar trebui să se generalizeze o asemenea practică. Se duce o mare campanie de către Ministerul Finanțelor legată de emiterea bonurilor fiscale. Există chiar o tombolă a bonurilor fiscale. Vedem oameni care culeg bonuri de pe stradă, care țin acasă bonuri cu sacii, ceea ce până la urmă este foarte bine. Cum vedeți situația neemiterii bonurilor fiscale? Tot din perspectiva penală, dacă înțeles sau nu acolo. Da, bineînțeles. În opinia mea și cred că nu numai a mea, și a practicii judiciare, puțină de altfel, pentru că s-a atins destul de puțin la a trimite în judecată oameni în situație în care s-a dovedit că nu se emit bonuri fiscale. În opinia mea, repet, revin asupra acestei idei, nu este vorba de evaziune fiscală decât în rare cazuri. De ce? Argumentele ar fi două. Sigur că aparent, neemițându-se bonul fiscal, tind să spui, păi bun, nu l-ai emis, nu-ți evidențiezi în contabilitate venitul, asta înseamnă evaziune fiscală. Situația nu este nici pe departe atât de simplă. De ce? Există o ordonanță de urgență din 1999, nu știu, 28, mi se pare, care reglementa obligativitatea agenților economici de a utiliza case de marcat electronice fiscale. Acolo vorbea de această obligativitate doar în privința agenților economici care vând produse către populație cu amănuntul, iar nerespectarea acestei obligații era sancționată și este și în prezent sancționată ca și contravenție. De la această idee, doctrina și practica au concluzionat că în situația în care se vinde cu amănuntul, dar nu se emite bon fiscal, nu discutăm de o infracțiune, ci doar de o contravenție. Alta fiind situația în cazul angrosiștilor. Pentru că acolo nu mai discuți de o vânzare cu amănuntul direct către populație. Acolo, acest argument cade și ar putea fi evaziune fiscală. Dincolo de asta, practica a mai adus un argument în sensul inexistenței infracțiunii de evaziune fiscală, apreciind, în cazul unei persoane trimise în judecată într-o asemenea situație, că neemiterea bonului fiscal este un act premergător, mult prea îndepărtat de un act care consumă infracțiunea de evaziune fiscală și un act nepedepsibil penal. De ce? Au ajuns la concluzia judecătorii că neemiterea într-o dată punctuală a bonului nu înseamnă că până la cadența declarației pe care trebuie să o fac către fisc nu aș fi înregistrat acel venit. Practic, eu am un termen mai lung, deși legea spune că de principiu operațiunea trebuie reflectată în documentul justificativ în momentul efectuării ei. Dar câtă vreme legea, pe de altă parte, îmi permite să raportez acea sinteză a activității mele la un termen ulterior, s-a ajuns la concluzia că actul este mult prea îndepărtat de acel moment și nu putem specula că până la acel moment operațiunea nu era înregistrată. Sau nu va fi înregistrată. Sau nu va fi. Și atunci este un simplu act preparator, dar care nu are conotații penale. Pentru că și dacă nu îl emit în momentul în care ești în magazin, din diferite rațiuni, sunt 10 oameni la coadă și se face oarecare larmă, nemulțumire că se așteaptă mult, tind să dau marfa fără să mai emit bonul. Îmi notez suma sau știu ce am vândut. Îi servesc pe ceilalți. Pot să fac această operațiune după 10 minute, după 15, la sfârșitul zilei. Dar ea poate fi evidențiată și ulterior. Chiar dacă, sigur, poate reprezenta oarecare abatere, dar la momentul dacă, de exemplu, se constată, vine organul de control fiscal și este vine și verifică casa fără doar cu atât casa de marcat, cât și casa de bani și constată
că există o diferență. Și atunci aici discutăm de o contravenție, să zic. Este o contravenție fără doar și poate. Într-o prima fază, dacă nu se constată că este o frecvență. Da. Că dacă avem, dacă este vorba de o frecvență, sigur, de neregistrare sau de neemitere a bonului fiscale, un obicei, atunci sigur, așa, nu mai e vorba de contravenție. La raportarea de care vorbeam nu este dus la îndeplinire acea emitere, sigur, atunci discutăm. Dar că dacă vii să găsești în mai multe zile neregistrarea acestor, neemiterea acestor bonuri fiscale, poți oarecum deduce că ar fi vorba de un obicei, dar sigur, sunt anumite aspecte care coroborate ar putea să te ducă la această idee, dar neemiterea într-o anumită zi punctual și cu totul ocazional, eu zic că nu întrunește elementele infracțiunii de evaziune fiscală. Și nu numai eu, și practica a împărtășit acest punct de vedere. Și trebuie să recunosc că nu s-au comis excese în sensul de a trimite în judecată asemenea persoane, vânzătorul care n-a emis bonul fiscal. Pentru că ar fi trebuit să fie trimis în judecată mii de persoane, ceea ce nu este cazul, dar sancțiunile sunt destul de aspre și din perspectivă contravențională, pentru că suspendă activitatea, nu mai știu exact, era într-o perioadă până la 3 luni de zile. Ceea bun, ce este plus, de amenda, plus de amenda care este foarte mare, care până la urmă poate să ducă chiar la închiderea societății, pentru că în general discuți de mici magazine care au asemenea practică. Ori faptul magazinele că mari de obicei nu recurg la asemenea practici. Este greu. Și nici n-au posibilitatea de a este emite. Greu să creezi un sistem piramidal de neemitere de la casier și să, sigur, beneficiu și ordinul ar trebui să vină de la cel care gestionează întreaga afacere. Este absurd să presupunem că s-ar crea un asemenea sistem piramidal. Este destul de greu în cazul marilor magazine. Acum, sigur că au fost dosare celebre legate de evaziunea în domeniul cerealelor și a fierului vechi. Ele sunt ca sume. Ca sume, da, pentru că sunt afaceri care au un rulaj foarte mare, se rulează sume colosale, chiar dacă profitul nu este neapărat unul uriaș. A reglementat, eu știu, acest tip de evaziune, de evaziune taxarea inversă? Sigur că da. Ca în orice domeniu, legiuitorul își face anumite analize de risc pe anumite domenii. Aici discutăm în mod evident de rambursele de TVA pe aceste... În esență, da, acestea erau infracțiunile comise în aceste... Și nu numai în acestea, cereale, fier vechi. Sunt și alte, nu știu, comerț cu animale, vii și alte tipuri de comerț, unde există riscul pentru organul fiscal să nu poată stabili traseul mărfii de la producător până la beneficiarul final. Când și discutăm de animale vii în mod cert. Da. Și de aici, pe analizele de risc, s-a stabilit că în aceste domenii, dar și în altele, există riscul eludării de TVA în maniera în care tu vii și interpui niște firme fantomă de la care pretinzi că ai achiziționat diferite bunuri și în realitate tu le cumperi de la producător, fără să plătești TVA-ul. Tu nu plătești TVA, poate plătești un preț mai mic, dar în contabilitate înregistrezi ca și când ai fi cumpărat de la o firmă, ceea ce îți dă dreptul să deduci un TVA, pe care în realitate nu l-ai plătit și n-ai avea dreptul să ți-l... La animale, în mod cert, așa este. Da, este greu să stabilești traseul și atunci, existând acest risc de fraudă pe un lanț al unor vânzări succesive, legiuitorul a ales această opțiune a taxării inverse, ceea ce presupune că nu se operează cu un TVA real plătit pe traseu, ci doar el este doar scriptic evidențiat pe lanțul unor vânzări succesive, el este plătit doar la beneficiarul final, la procesator, exportator și așa mai departe. Firme mari, serioase, de regulă, care plătesc acest TVA, pentru că ăsta este riscul. El se rupe pe lanț la firma fantomă care nu îl plătește și statul niciodată nu-l mai încasează. Dimpotrivă, ajunge să ramburseze către alții de pe lanț care... Sigur că fiind de bună credință, n-aveau de unde să știe că firma fantomă... Păi de multe ori și cei care își vând animale, crescătorii de animale, ei vând, primesc banii, dar în documente, de fapt, figurează o societate. Exact. Care a vândut animalele lor. Exact. Exact. Nici de cum ei. Figurează o societate, da, ceea ce dă dreptul cumpărătorului să deducă un TVA, pe care, repet, nu-l plătise producătorul. Asta există și deducere intracomunitare. Acum suntem în Comunitatea Europeană și... Așa este. Avem și aceste lucruri legate de contări intracomunitare. Discutăm de un nivel mult mai elaborat, un principiu al fraudelor în materie de TVA, că în principiu despre asta discutăm aici.
pe livrări intracomunitare, de orice tip, fie că simulez eu o livrare din România într-un stat terț și în realitate marfa o vând la intern, fie invers, simulez cumpărări intracomunitare din alt stat în România, în orice modalitate există diferite variante de a eluda plata TVA-ului. De fapt, aici este avantajul pentru evazioniști și tentația, de fapt, de a comite aceste infracțiuni, pentru că eu marfa pe care o aduc dintr-un stat terț, intracomunitar, o aduc fără TVA. În momentul în TVA o să fie plătit în România, cu ocazia revânzării de către prima societate din România. E, dacă acea primă societate este una interpusă artificial și care nu are nici cea mai mică intenție de a plăti acel TVA... Aici discutăm de importurile de fructe. Deja o grămadă de... Da. Printre ele... Sunt, orice alt, este o mare discuție legată de alimente și de fructe. Făină, exact. Zahăr, ce vreți. Există acest risc. Sigur, să eludezi plata TVA-ului interpunând o anumită firmă fantomă pe traseu sau chiar mai multe, pentru ca la un moment dat tu pe lanț să fii de bună credință, cel puțin aparent. Dar cât de mare este riscul de fraudă, tot pe atât de mare este riscul, lansând aceste noi teorii de care vorbeam, de a antrena răspunderea penală a unor persoane în realitate nevinovate și chiar de bună credință. Pentru că eu, a treia firmă, să spunem, pe lanț în România, cumpărând o marfă care inițial a venit dintr-un stat comunitar, n-am de unde să știu, poate, în realitate, că TVA-ul nu se plătise. N-am posibilitatea să verific. Singurul care avea această posibilitate era organul fiscal. Care putea verifica și care are acces la aceste exact. Date. Dar el, după un timp, vine și îmi reproșează mie că am cumpărat această marfă și mă pune să plătesc din nou TVA-ul. Ori eu, dacă sunt într-adevăr de bună credință și sunt prezumat de bună credință, n-ar trebui să o fac. Și aici vin regulamentele europene și îmi apără buna credință și nu mă obligă să plătesc încă o dată, chiar dacă se constată în mod cert că statul nu încasase un TVA. Dar nu este corect, pentru că statul este cel care are mecanismele să prevină acest tip de fraudă, să-l stopeze din fașă, să spunem așa. Are posibilitatea, să zicem, comerciantul român de a se opune plăților, exact ce spuneați, acestor TVA-uri legate exact de fructe, de exemplu. Cumpără o marfă care, acum, el, să zicem, este a treia firmă. Are posibilitatea de a se opune, de a nu plăti din nou TVA-ul impus de către... Doar uzând de căile de atac legale, pentru că el se va trezi cu o decizie, în cel mai bun caz o decizie suplimentară de impunere, în care vine și reapreciază masa impozabilă, mai stabilește niște obligații suplimentare de plată, dacă rămânem strict în domeniul fiscal, dacă mergem mai departe și un penal în care va fi și condamnat, poate. Sigur că el nu are decât calea să se apere împotriva acelei decizii fiscale, contestând-o pe cale administrativă și ulterior în instanță și încercând să convingă instanța și prin practica, prin prisma practicii europene în materie, că el nu este răspunzător de acea fraudă, nu a cunoscut-o, n-a fost părtaș la ea, prin urmare trebuie să fie protejat. Dincolo de interesul general al statului, dar nu poți să prejudiciezi, statul nu poate să vină să ia ceva de la o persoană de bună credință, numai pentru a-și acoperi el o pagubă. Nu, el trebuie să suporte acea pagubă, dacă n-a fost destul de destoinic să creeze mecanismele necesare, sau să le aplice, angajații poate... suficient de abili să le aplice la momentul oportun, dacă le-au fost la îndemână. Prin urmare, nu ai decât varianta să te judeci pe linie fiscală, iar în materie penală de evaziune, să te aperi din răzputeri, să dovedești că ai fost de bună credință. Că sunt foarte multe situații în care, într-adevăr, eu n-am avut de unde să știu traseul mărfii, nu puteam să-l verific, și îți vin inspectorii și ulterior fac acele plângeri penale pe ideea că, eu știu, primul beneficiar din România nu și-a înregistrat operațiunea și prin urmare prezumă ei că marfa n-ar fi venit de la el. Dar nu este problema mea că el nu s-a înregistrat. Eu nici nu puteam să știu că a făcut-o sau nu. Deci fie că, e vorba de benefici, fie că este vorba de furnizor din România, fie că este furnizor intracomunitar, ne găsim în acea situație. Pot până la un punct să verific să aceste fac, lucruri exact. Și am obligație până la un punct. Și din, mijloace. Și mijloacele, rezonabile. Rezonabile. Așa, verificări prin cunoștințe de la finanțe putem face, probabil, dar legiuitorul nu-mi cere așa ceva, niciun caz. Verificări oficiale ar trebui să discutăm, ori nu am la îndemână niciun mecanism care să-mi dea acces la
la contabilitatea furnizorului pentru a stabili eu traseul mărfii. Nu, de aia sunt organe fiscale care vin pe raportări să verifice dacă sunt corecte și dacă s-au calculat corect taxele și impozitele. Iar dacă s-au calculat corect, este treaba lor să le recupereze de la cine într-adevăr este autor al fraudei, nu de la cel care este solvabil și de la care este mai simplu să recuperezi prejudiciul. Statul de obicei se îndreaptă de acolo de unde poate recupera banii, nu? Evident, asta este interesul, dar nu este un interes legitim. Legitim. Da. Dar se întâmplă. Spuneți-mi, acum cu eliminarea timbrului de mediu, se matriculează în România foarte multe mașini la mâna a doua. Este evazionist vânzătorul unei mașini la mâna a doua? Și aici discuțiile există pe această temă și un răspuns tranșant, din păcate, nu pot da nici în acest caz. Însă există argumente și pro și contra. Sigur, discutăm de situația persoanei fizice neregistrate în nicio formă la organele fiscale, dar care, cu titlul de profesiune, cumpără și vinde autoturisme. Da, practic, el în asta își câștigă existența. Fac o paranteză. Legat de imobile, legitorul a reglementat ce înseamnă până limita cărei sume poți să vinzi, câte imobile și limita cărei sume în care nu faci fapte de comerț. Da. Cumpărând sau construind imobile și vânzându-le. Ca și persoană fizică. Da, așa. Acum, la mașini... Nu cred că există o reglementare. Nu, la mașini nu există, în mod evident, deocamdată. Dar, dincolo de asta, există acei comercianți. Acum, argumentele în sensul că ei ar trebui să răspundă sunt în sensul că nu ar fi echitabil ca un comerciant de genul ăsta să nu răspundă pentru evaziune fiscală, că, în mod evident, el nu-și declară veniturile realizate, doar pentru simplu fapt că nu s-a înregistrat la finanțe, dar, în schimb, o altă persoană sau altă societate care face exact același tip de... Că sunt și societăți comerciale care achiziționează mașini și le vând chiar mașini de mână a doua, înregistrându-se cu categoric venitul respectiv și plătind pentru diferența de sumă. Nu există nicio rațiune. Dimpotrivă, nu văd de ce mai verifica și mai sancționa pe mine care m-am înregistrat fiscal de principiu ca activitate, dar poate punctual nu înregistrez o anumită vânzare de autoturism. Pe mine mă sancționez pentru că mai e în evidență, în schimb un vânzător particular, dar tot comerciant în esență, prin actele pe care le face, să nu fie sancționat. Nu există un argument de esență pentru asta și asta ar fi argumentul pentru care sunt voci care pledează în sensul antrenării răspunderii, pentru că există obligația pentru o asemenea persoană să se declare organelor fiscale în diferite forme, fie individuale, fie asociative. În momentul în care alegi să-ți câștigi existența din așa ceva. Da, pentru că dacă ești persoană fizică și îți vinzi mașina, de exemplu, pe piața liberă, faci acel contract de înstrăinare într-o sumă. De asemenea, la achiziția acelei mașini, o cumperi cu o anumită sumă, deci organul fiscal oricum are și primul contract de achiziție cu suma de la care ai cumpărat-o și contractul de vânzare ulterioară. Categoric. Dar discutăm de vânzări de cei care izolate. Se ocupă. Noi, da, dacă nu, noi vânzare discutăm... privată a propriei mașini nu poate fi clar. O... Noi discutăm de persoane care au ocupație din acest lucru. O delenicire. Dar aleg să o facă fără a se înregistra în prealabil la organe fiscale și evident fără să conducă o evidență contabilă, că nu au de ce să o conducă, din moment ce fiscul nu știe de ei, că se activează pe această piață. Deci, în principiu, există argumente în sensul că ar trebui... Deci asta este încă un mod în care persoanele eludează, de fapt, plata taxelor. Așa este. Neregistrarea activității. Așa este, da. Acum, putem discuta inclusiv și firmele. Poți să înființezi o societate, primești de la Registrul Comerțului acel număr de înregistrare, dar, de fapt, nu te înregistrezi fiscal. Evident că aleg mulți această cale, pentru că, din păcate, îți oferă șansa de a nu fi observat. Clar că organele fiscale merg în primul rând la cei de care au cunoștință. Mai puțin îi dibuiesc pe cei despre care nu cunosc, pentru că ne-au raportat. Dar ar trebui să răspundă și ei. Ați discutat de acele vânzări imobiliare cu TVA sau fără TVA, că aici era discuția că de la un anumit număr de vânzări trebuia să devii plătitor de TVA. Au fost situații în care persoane au fost, dincolo de faptul că s-a reapreciat masa impozabilă și ți s-a cerut TVA-ul, dincolo de această neplăcere, au fost situații în care persoanele au fost trimise în judecată considerându-se că ar fi vorba de o evaziune fiscală în forma
ascunderii sursei impozabile sau taxabile sau ascunderii bunului. Însă, din cunoștința mea, au fost pronunțate soluții de achitare, pentru că s-a apreciat că nu poți vorbi de o ascundere în momentul în care vânzarea de imobile este fără îndoială la vedere, se face prin notar, se fac raportări către organele fiscale, deci nu se poate vorbi de ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile. Era discuție exact de acele mansardări de blocuri în care se vindeau acele apartamente. Terenuri, orice imobil se vindea, sigur, tot așa, cu titlul de profesiune. Despre asta discutăm, de oameni care aveau ca îndelnicire această chestiune, realizau venituri din vânzări succesive, din vânzări multiple. Și atunci, chiar dacă ei aparent nu erau comercianți, pentru că nu erau înregistrați în nicio formă la organele fiscale, se punea problema de a plăti TVA. S-a ajuns la concluzia că trebuie să plătească, dar în ceea ce privește răspunderea penală, exact, au fost absolviți de răspundere, pentru că ei totuși au acționat la vedere și organele fiscale au cunoscut. Prin urmare, nu... Și la treaba lor să calculeze taxele, bineînțeles, și ulterior e dreptul lor să reaprecieze, dar... Aia nu înseamnă că am comis o... Deci instanța aprecia că nu este, fiind la vedere, nu e vorba de o infracțiune, nu e vorba de o ascundere, din punct de vedere penal, doar din punct de vedere fiscal este o altă discuție, mai ușor de suportat, îți asumi. Deși poate și aici ar trebui purtat o discuție, pentru că erau situații în care, deși codul fiscal prevedea o asemenea de multă vreme obligativitatea înregistrării în scop de TVA, finanțele nu aveau norme de aplicare. Prin urmare, chiar de bună credință fiind, să fii, nu aveai cum să o faci, nu stai liniștit că nu-i problemă. Și îți veneau peste 3-4 ani, spunându-ți că de fapt trebuia să o faci, cum nu știe nimeni. Deși la vremea respectivă, când tu ai făcut operațiunea, nu erau în vigoare acele norme de aplicare. Nu erau mecanisme. Și dacă ar fi vrut pentru să că noi avem această modă, emitem o lege și nu o putem aplica, că trebuie să mai așteptăm niște norme care de fapt sunt o completare a acelei legi. Da, o detaliere. O detaliere a acelei legi. Nu înțeleg de ce n-am putea face o lege detaliată direct. Există și posibilitatea asta, mai ales că acele norme nu pot să modifice în niciun fel esența legii. Prin urmare, ai putea fără îndoială să o aplici direct. Acum, aceeași discuție legată de mașini este legată și de vânzarea de piese din dezmembrări, în care știu că sunt anumite societăți care au această activitate, dar de asemenea sunt și persoane fizice care se ocupă, chiar au o îndelenicire din acest lucru. Aceeași discuție, nu există diferențe de esență între activități, în măsura în care nu evidențiezi acele venituri aducătoare de profit, riști să fii trasă la răspundere pentru a avea evaziune fiscală în anumite împrejurări. Deși, repet, discuțiile sunt, părerile sunt împărțite. Acum, ar fi sau nu ar fi evaziune fiscală. Acum, oricum am observat, există foarte multe persoane care și-au făcut societăți comerciale cu acest specific, atât al pieselor din dezmembrări, cât și a vânzărilor mașinilor la mâna a doua, pentru că până la urmă, dacă ai o asemenea activitate, ai și un profit și ai și avantaje. Faptul că plătești la stat taxe și impozite, nu ai numai dezavantajul de a le plăti. Ai și avantajul de a fi asigurat, ai și alte avantaje, dincolo de suma pe care este ceea ce trebuie să o plătești. În completare a ceea ce discutam la început, unul din motivele care se determină să comiți evaziune este și nemulțumirea față de sistem. Faptul că eu plătesc niște taxe și nu mi se întoarce nimic din partea statului. Pentru că avem concetățeni care, mergând în Germania, unde plătesc pentru asigurările de sănătate sume mult mai mari, sunt absolut mulțumiți, pentru că atunci când au avut un necaz legat de starea de sănătate, au beneficiat de cea mai bună asistență posibilă. Prin urmare, ajung la concluzia că nu este rău să plătești acea taxă, chiar dacă este într-un cuantum ridicat, dar simți că ceva se întoarce din partea sistemului la tine. Dacă sistemul nu-ți oferă absolut nimic în contraprestație, sigur că tinzi și din această perspectivă să fii nemulțumit, să devii evazionist, ceea ce nu e corect, dar poate fi. Există și cauze de nepedepsire? Cauze de nepedepsire în prezent nu mai sunt reglementate, au fost reglementate și de ele pot beneficia cei care au comis infracțiuni de evaziune fiscală înainte de data de 1 februarie 2014, pentru că se aplică legea mai favorabilă. Până la urmă, dacă ei au comis acele fapte anterior, pot beneficia de cauza de nepedepsire care exista atunci în legislație, în articolul 10 din legea 241/2005, în sensul că dacă achită prejudiciul în cursul urmăririi penale
sau până la primul termen de judecată, sigur o sumă rezonabilă, nu orice sumă, până în 50.000 și 100.000 erau aici niște diferențe de sancțiune, pentru că nu ești absolut nesancționat, nu ești sancționat penal, dar o sancțiune administrativă ți se aplică și ea se înscrie în cazierul fiscal, pentru că nu poți, și în cazierul judiciar, pentru că nu poți beneficia de două ori de aceeași clemență a legiuitorului. Odată se trece cu vedere, ai plătit, te-am iertat, se trece în cazier, dacă mai faci încă o dată, nu se mai acordă acest beneficiu. Deci la sume rezonabile, dacă se achitau, nu erai pedepsit. Ceea ce depășa ca prejudiciu adus bugetului de stat sau altor tipuri de buget 100.000 de euro, era doar o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă, în sensul că se înjumătățeau. În prezent mai există doar această situație. Deci, practic, evaziunile comise după 1 februarie 2014, dacă vrei să beneficiezi de clemență plătind suma care ți se impută, doar se reduc limitele de pedeapsă la jumate. Aici este o altă discuție, totuși. Pentru că înainte, în vechea reglementare, se vorbea de achitarea prejudiciului, ceea ce era rezonabil și corect. În prezent, legiuitorul vorbește de achitarea pretențiilor părții civile, ale statului, adică ale finanțelor, ceea ce de multe ori poate deveni inechitabil. Chiar dacă prin expertiză se stabilește că tu ai cauzat un prejudiciu de 100.000 de lei, finanțele pot să se constituie cu 130.000 de lei prejudiciu, din punctul lor de vedere. Legea nu spune să achiți prejudiciu, ci pretențiile părții civile, care nu sunt neapărat corecte. Deci mare diferență între prejudiciu efectiv și pretențiile civile. O terminologie nefericită, pentru că nu asta a fost intenția, ca partea civilă să ajungă cumva să te șantajeze, în ghilimele, condiționându-te, dacă vrei să beneficiezi de clemență, trebuie să plătești cât vreau eu. Nu-i corect. Trebuie să plătești ceea ce a fost rezultatul infracțiunii, acel prejudiciu real, nici de cum ceva nejustificat peste. Dar până una alta, asta este textul de lege și dacă vrei să beneficiezi, trebuie să achiți pretențiile formulate de ANAF. Deci sunt mai fericiți cei care au comis aceste infracțiuni înainte de 2014. Categoric, dacă au și banii să plătească, sunt mai fericiți. Cu condiția, mai au deci acum, sunt fericiți din punct de vedere al răspunderii penale, nu din punct de vedere al plăților. Nu, bineînțeles, dar este o mare este un mare avantaj, adică îl plătești și atunci încetează. Da. Așa, că până la urmă tu nu dai altceva statului decât ceea ce furasei, să zicem așa, de la stat. Ceea ce obținuse, ceea ce nu plătise. Deci, practic, nu dai de la tine. Tu dai tot ceea ce... Tot ce trebuia să plătești la un alt moment. Prin urmare, este mai mult decât rezonabil, era mai mult decât rezonabil acea dispoziție legală. Și până la urmă, cred că era mai importantă, până la urmă, statul să fie interesat să recupereze prejudiciul, respectiv sumele datorate. Nu neapărat trimiterea în judecată sau condamnarea. Bineînțeles. Bineînțeles și trebuie, dincolo de interesul ăsta de a recupera sumele, care să zicem că poate fi atins și dacă ești condamnat, pentru că adică se impun anumite condiții de a achita prejudiciul și pentru a beneficia, de exemplu, de liberare condiționată, n-ai achitat cu rea credință, nu poți beneficia. Și atunci există și alte mecanisme ulterioare care te constrâng cumva, dacă vrei alte beneficii legale, te constrâng să plătești. Dar dincolo de asta, sigur, tu ca stat poți să înțelegi și situația unui contribuabil aflat poate în acel moment în dificultate. Asta a fost contextul economic. Bun, probabil că există și posibilitatea eșalonării acestor categoric. Dar asta ține prejudicii. Ține de voința finanțelor. Pe de altă parte, cred că s-ar putea, în sprijinul aceleiași idei, permite prin legislație să și negocieze acele despăgubiri. Pentru că degeaba te cramponezi de o despăgubire uriașă care crește zi de zi prin penalități, dobânzi și așa mai departe, pe care niciodată nu o vei putea achita. Și este, și n-am nici cel mai mic interes să o achit, să încerc să imposibilitatea. Și atunci eu cred că ar putea să confere un mecanism prin care li s-ar pune la dispoziție funcționarilor fiscali să și negocieze, să renunțe, adică nu doar o eșalonare, să și renunțe la anumite părți din prejudiciu. Ar trebui. Pentru că te-ar stimula ar să trebui, plătești. Dar deocamdată nu există niciun inspector nu are această posibilitate. Nu-i permite legea și evident că nu o face peste lege pentru că ar răspunde pentru el, pentru propria infracțiune, că ar prejudicia în alt mod. Evident, deci nu poate să dar ia. Cred că se poate. S-ar putea introduce și mai bine recuperezi mai puțin decât nimic. Asta ar fi e o logică bună, doar că din păcate, finanțele sunt oarecum rigide din acest punct de vedere. Așa este, da. Deci ei se cramponează de aceste sume care lor le rezultă din calculul fiscal
Și atunci... Care rămân pe hârtie adesea. Da, rămân pe hârtie și atunci, sigur, tu, chiar dacă îți dorești să recuperezi acest prejudiciu, neputând, îți asumi pedeapsa respectivă. Dar măcar rămâi cu bani și nici sau, nu începi să plătești. Mă rog, nu neapărat rămâi cu ei, că poate nici nu iai, dar măcar nu mi-ai plătești în ideea în care, dacă tot mă acuzați, exact ce discutam, deci tot ce se întâmplă după apariția legii în 2014, degeaba îți dorești, pentru că tu oricum vei fi condamnat. Oricum și atunci condamnat. De foarte multe ori persoana evazionistă pune în balanță acest lucru. Bun, plătești și banii și mă aleg și cu o condamnare. Bun, hai să presupunem că cel mai fericit caz, condamnarea este cu suspendare, dar nu neapărat, exact ce discutați. Dacă este o sumă foarte mare, nici măcar nu mai ai posibilitatea. Da, legal, nu ai? Legal. Minimul prevăzut de lege este uriaș. Da, și atunci chiar și plata acestui prejudiciu nu are cum să nu te ajută foarte tare. Nu stimulat să-l plătești. Dar astea sunt reglementările și până una alta n-avem decât să ne descurcăm cu ele, să le aplice. În tema emisiunii noastre am discutat și, sigur, era atât evaziunea cât și contrabanda. Acum, noi, sigur, suntem într-o zonă, să zic așa, oarecum de frontieră care predispune la... predispune și suntem, să zic așa, oarecum familiarizați cu existența acestei contrabande. Sigur, când discutăm de contrabandă, nu ne gândim neapărat la arme și la alte lucruri, ci sigur discutăm de cele uzuale, respectiv de alcool, de țigări, cam astea sunt. Acum, iați adevărat că și perioada asta în care suntem și avem astăzi emisiunea, este în care lumea își face niște provizii de iarnă. respectiv face o bișinată, face o afinată. Da. Nu m-am pregătit în sensul ăsta, dar vreau să vă întreb. Acum era legat de contrabanda cu alcool. Cu alcool. Așa este. Sigur că momentul este propice, dar un contrabandist prevăzător ar aproviziona populația și în alte perioade, n-ar aștepta perioada de vară, dar dincolo de asta, sigur că legiuitorul pedepsește atât acea trecere peste frontieră, așa cum ziceam, fie prin alte locuri decât cele pentru control vamal sau cele chiar prin puncte, dar prin punct pentru control vamal, dar acolo impune anumite criterii valorice, nu orice sau marfă. Sau cantitative. Da, valoric, da. La produse accizabile, dacă nu mă înșel, 20.000 să fie valoarea în vamă, la altele mai mult. Sau, în ultimă instanță, există și o infracțiune de contrabandă, de acte asimilate contrabande. Deci, practic, nu ești autorul contrabandei, nu ai trecut mărfurile peste frontieră, dar știi că ele provin din această sursă. Și deții bunuri despre care cunoști că au fost introduse sau că urmează să fie scoase din țară. Este mai rară situația, n-am întâlnit-o personal în practică, cea când știi că urmează să fie scoase, dar cea când știi că provin din contrabandă este destul de folosită. În practică și destul de des întâlnită. Prin urmare, eu dacă dețin un bun alcool, tutun, chiar dacă sunt cantități nesemnate, dar știu că provin din contrabandă ca sursă, mă expun unei sancțiuni penale. Și sunt pedepsit între aceleași limite ca și contrabandistul propriu-zis, care le-a introdus în țară și care, din punctul meu de vedere, este mult mai periculos. Dar până la urmă revenim exact în aceea situație în care statul dorește și recuperează de la cel solvabil, de la cel existent, da. De la cel prins. De la cel prins, nu așa. De la cel care efectiv a comis până la urmă infracțiunea. Așa e. Și în practică aici mie mi se pare că se exagerează cu o prezumție, că știai că provin din contrabandă, pentru că adeseori te prinde într-o piață din Timișoara cu asemenea mărfuri. Se prezumă și ești condamnat pentru contrabandă că știai că provin. Sunt destul de depărtat totuși de frontieră ca să știu cu certitudine. Și până la urmă, eu pot să cumpăr acea marfă de la mai multe persoane. Categoric. Poate că acele persoane au introdus marfa legal, în limita legală și permisă. În limita exact. Permisă. Așa e. Faptul că îl vând, da, și eu îl cumpăr, dar cumpăr acea marfă, nu înseamnă că dacă am cumpărat de la 5 persoane diferite 5 litri care de alcool, care toate au introdus legal, eu, care pe mine, da, să zicem, vine și mă depistează organul de poliție cu ele, mă prezumă vinovat. Că știam.
Deși dacă ar face dovada de unde și s-ar stabili cu certitudine, s-ar vedea că nici măcar vânzătorul nu era contrabandist, cu atât mai puțin pot să fiu eu. Tocmai pentru asemenea situații, dar din păcate practica nu aplică această infracțiune, o aplica doar în concurs, în trecut, în concurs cu contrabanda, până a intervenit în alta curte, care a spus nu poți să le aplici în concurs, aplici doar una din ele. E, practic a ales contrabanda, instituind acea prezumție că știai. E, în realitate, în opinia mea, mult mai corect ar fi să aplici o infracțiune prevăzută în codul fiscal, deținerea de produse accizabile sau vânzarea lor, deținerea în afara întrepozitului fiscal, și acolo discutăm de anumite cantități, 10.000 de țigarete, cred că aia e destul de mult, cam 5 baxuri după calculele mele, sau 40 de litri de alcool etilic. Bun, și alte produse, dar astea sunt în esență. Da, discutăm, astea sunt în acolo esență mai practic. Nu este instituită această cerință să știi că provin din contrabandă ca să poți fi sancționat. Ești sancționat direct pe acea infracțiune proprie, distinctă, fără cerințe suplimentare. Sigur, pedeapsa este puțin mai mică, de la 1 la 5 în loc de 2-7, dar aia este o infracțiune care este mult mai ușor de probat. Prin simpla deținerea cantității, comit o infracțiune și pentru aia ar trebui să mă pedepsești, nu pentru altceva. Să prezumi că eu știam că provine din contrabandă. Deci, practic, legiuitorul a pus la dispoziția practicienilor două infracțiuni, dar, din păcate, în practică, alegerea mie mi se pare nefericită, se alege acea contrabandă mai grav pedepsită și nu înțeleg de ce, dar asta este până în alta practica și, din păcate, intervenția instanței supreme nu mai poate fi făcută decât prin niște mecanisme destul de restrânse, pentru că în trecut aveai acces în faza de recurs, să spunem, în alta curte, acum numai totul se încheie pe plan local și practica locală este destul de greu de schimbat dacă nu vine de mai sus o indicație pe această cale a schimbării soluțiilor pronunțate. Da, pentru că practica este clar. Dacă îl depistează cu o cantitate X, deci mai mult decât un litru sau un cartuș de țigări, automat ești prezumat contrabandist. Că știai. Ceea ce nu este corect. Și până la urmă, n-ai de ce să sancționezi pe cineva pentru mai mult decât a făcut. Este suficientă și o sancțiune de la 1 la 5, pentru că și în cazul acelei infracțiuni asimilate contrabandei, chiar dacă este de la 2 la 7, practic este tot în sensul unor suspendări a executării. Sigur, acum, în momentul în care... dacă ești depistat odată, dacă ești depistat mai multe rânduri, și de obicei aceste cauze, să zic așa, care vin pe contrabandă, de obicei nu sunt pe o infracțiune, atunci sigur că se aplică acea amendă, care, mă rog, sancțiune contravențională. Dar dacă sunt mai multe fapte, atunci existăm și această, din păcate, nefericită... Există riscul de a recidiva și... Dar de obicei trimit fie pe o fracțiune continuată, fie pe mai multe fapte distincte, ceea ce lucrurile devin foarte complicate. Pentru că dacă ești... pentru 20 de fapte, de exemplu, care ai luat de fiecare dată 5 pachete de țigări, și cu toate lucrurile sunt un pic mai... pur tehnic pot să meargă destul de în amănunt, dar nu știu dacă este cazul să intrăm. Sigur că discutăm de subiect pasiv, care e statul, oricum acum a intervenit și Curtea Constituțională, care se pare că a înlăturat cerința subiectului pasiv unic pentru ca infracțiunea să fie continuată. Deci niște mecanisme s-au pus în mișcare, sigur, decizia nu este publicată de care vorbesc, încă nu-și produce efectele, dar se pare că va fi mai ușor să reții o formă continuată decât concurs față de cum era până acum. În fine, dar astea sunt aspecte pur tehnice care nu știu dacă are rost să le analizăm în detaliu, pentru că... Doar în mare. Practic, e bine de știut. Sunt foarte multe persoane care... Dar o să ne ferim. Sunt foarte multe persoane, suntem în această zonă, postul Sud-Vest TV emite, este regional și emite și în județele Caraș, Mehedinți, care de asemenea sunt pe frontieră și în care, sigur, există, să zic așa, o asemenea practică de a-ți procura aceste produse. Un preț mai mic. Nu neapărat de vânzare, cât și de faptul de a-ți le procura pentru uzul propriu. Pentru consum propriu, bineînțeles. Sunteți fumător? Nu. Deci viciul nu asimilează contrabanda. Nu, cu siguranță. Cu siguranță. Dacă era fumător, nu puneam întrebarea. Dar nu mergeam mai departe cu întrebarea. Cu siguranță. Nu, acum justificări pentru a-ți acoperi o faptă infracțională, nu.
prea sunt ușor de găsit, adică chestiuni de genul viciului care m-a determinat să o fac, sigur, e o explicație, dar nu te apără. Viciul că vine iarna și trebuie să am energie. Dacă îți achiziționezi un produs accizabil nemarcat corespunzător la NEU sau îl cumperi din magazin, sigur, la un preț ceva mai mare. Acum, mult mai mare. Nu știu, n-am făcut o comparație. Probabil că cine cumpără face această comparație între o sursă și alta, licită sau ilicită, după caz. Deci cei care se ocupă, cei care și-au făcut o practică din a achiziționa asemenea produse accizabile în mod nelegal, pot spera că legiuitorul, așteptând sigur decizia în alte curți, le va fi mai bine, mai ușor? Păi, în principiu, le-ar fi mai ușor. Pentru cele care le-au săvârșit până în acest moment. Pentru cele săvârșit în mod repetat, dar oricum, în situația lor, câtă vreme subiect pasiv era statul și era subiect unic, tot formă continuată s-ar fi reținut. Deci, până la urmă, pentru ei, decizia curții nu e una salvatoare, zic așa. În alte situații este, dar în cazul de față, nu cred că are o înrăurire deosebită aceasta. Deși erori judiciare se produc, încadrări juridice greșite se întâlnesc, sigur că acolo poate ajută pentru că discutam de o încadrare greșită de la început. Acum poate procurorul sau judecătorul se luminează și aplică corect legea, ceea ce ar fi putut să o facă și în lipsa deciziei Curții Constituționale de care vorbeam. Discutam anterior legat și de specializarea procurorului și a judecătorului. Este nevoie, ar fi bine să fie specializați pe domeniul fiscal, mă refer, mă rog, al evaziunii, a celor care, sigur, lucrează în domeniul penal. Eu zic că da, deși, sigur, este destul de greu de realizat un asemenea deziderat, dar ca în orice domeniu, cu cât ești mai bine pregătit, mai specializat pe o anumită nișă, rezultatele vor fi mai bune în ceea ce faci. La nivel de parchete, în mod cert, există, să zic așa, oarecare specializare pe anumite domenii, de la violență până la aceste cauze fiscale, să zic așa, de evaziune. Da, însă deja când trecem în sfera judecătorilor, în fața instanței de judecat, asemenea departajări nu mai există, care ar fi, să zicem, administrative. În cadrul secției penale, anumiți judecători să judece evaziune, alții infracțiuni de corupție și așa mai departe. Nu există o asemenea specializare. Ar fi de dorit, dar sigur că aici este veșnica discuție cu numărul judecătorilor. Este destul de greu să susții financiar un sistem care are doar super specializat. Da, nu prea poți, faptic, sau cel puțin la noi, dar mă rog, e vorba numai de tribunale și de curs, nu neapărat și de judecătorii. Păi categoric. Unde judecătorii, da, de fapt la judecătorie se judecă infracțiunile de contrabandă. Evaziunea fiscală se judecă de către tribunale. Sigur, aici discutăm de competențele instanțelor, dar oricum ar fi, specializarea este de dorit în opinia mea, pentru că elimină riscul erorilor judiciare sau îl micșorează. Diminuează, să zic așa. O persoană bine pregătită, cu experiență, care judecă frecvent același gen de cauze, nu cred că intră într-o rutină care îl face mai puțin atent, ci dimpotrivă observă mai ușor anumite derapaje, să le spunem așa, ale emitentului rechizitoriului, că el este pus acolo să judece anumite fapte cu care a fost sesizat de către procuror, care le vede în felul lui propriu. Tu deja când ai o experiență, altfel le vezi, sigur că beneficiezi și de ar trebui să ții cont și de ceea ce vine să-ți spună în apărare avocatul, dar dincolo de asta o specializare este de dorit. Da, pentru că în ceea ce privește apărarea, în mod evident, vrei, nu vrei, trebuie să te specializezi pe aceste domenii, cu atât mai mult în care discutăm de aceste domenii financiare, în care chiar trebuie să cunoști oarecum în detaliu și toate aspectele fiscale, de fapt, până la urmă. Așa, pentru că este o strânsă legătură. E greu totuși să disociezi fiscalul de penal, pentru că poți să te raportezi strict la infracțiuni, dar dacă nu ai cunoștințe minimale de bază despre fiscalitate, să ai cunoștință de existența unor dispoziții din fiscal care te-ar putea ajuta, nu prea poți să faci o apărare eficientă.
Dar aici ține, sigur, de modul de pregătire al fiecăruia, de modul în care clientela te direcționează, pentru că degeaba te specializezi pe evaziuni și nu te caută nimeni cu vreun dosar de evaziune. Până la urmă, lași deoparte și te vei canaliza spre ceea ce se cere pe piață, să spun așa. Sigur, dacă ești specializat, ești căutat. Acum, doar să știi cel mai bine că în momentul în care ești specializat pe ceva, în mod evident, sigur, cine trebuie să știe și să afle, află. Se interesează și află. Află în mod evident, este... indiferent de domeniu. Da, fie că discutăm de penal, de domeniu de familie, de domeniu de dreptul muncii sau de orice alte domenii. Acum, dreptul este foarte larg și spețele sunt, sigur, extrem de diferite. Da. De asemenea și legislația este foarte diferită și nu ai cum să o cuprinzi. Este și într-o perpetuă schimbare și modificare și atunci nu ai cum să cuprinzi. De la o zi la alta se schimbă în permanență și nu este nicio rușine, trebuie să te documentezi. Chiar dacă ai avut acum două săptămâni o speță, trebuie să te uiți încă o dată dacă nu s-a schimbat ceva în lege, în actele pe care tu vii să le invoci în apărarea pe care o faci. Asta este și... asta te menține cumva la curent cu tot ceea ce se întâmplă, te face mai eficient, sigur, afli chestii pe care poate le uitasei, sau, eu știu, citind în continuu pentru a nu fi depășit de viteza cu care se schimbă legislația. Chiar dacă, sigur, pe aceste domenii strict specializate, acum nu apar modificări zilnic. Da, da, și ele sunt de obicei se aplică la un anumit termen, nu se aplică neapărat instantaneu, fie de la publicări, dar oricum, cum spuneați, la 2-3 săptămâni s-ar putea să fie... Consecințele sunt destul de nefaste adeseori, pentru că mă gândesc la momentul la care a intrat în vigoare acel aliniat 3, dacă nu mă înșel, care a incriminat actele asimilate contrabande, deci acele persoane care nu sunt ele cele care au trecut produsele peste frontieră, ci doar le-au dobândit știind că provin de acolo. Într-o perioadă ele nu erau pedepsite. Cred că prin 2010 a fost introdus acel text și ne-am trezit că de la o situație în care nu erai pedepsit, primele persoane depistate după intrarea în vigoare a noului text au fost duse la arestare. Deci da, erau depistate cu produsele în plasă sau în mașină, deși nu au fost cei care au trecut frontiera. Să zicem că erau cantități mai mari, dar s-a reținut acea încadrare. S-a reținut în mod evident. Un text de incriminare absolut nou. Nu mi s-a părut la vremea aia rezonabil să spui, gata, pericol pentru ordinea publică. Adică alaltă ieri nu era niciun fel de pericol, nici măcar nu discutam de această infracțiune și peste două zile te-am depistat, peste noapte a intrat în vigoare textul și te duc să te arestez, că ești pericol și... A fost o exagerare la momentul ăla, sigur, din partea parchetelor, pentru că procurorul vine și propune luarea unei asemenea măsuri. Instanțele parțial au admis, în fine, în căile de atac s-au reglementat și nu au fost menținute persoanele arest preventiv, dar a fost un derapaj care, în măsura în care nu erai pregătit la acel moment, putea să afecteze libertatea persoanei. Concluzia este că vă place dreptul penal, domnul Pașca. Îmi place. Și o faceți cu mare drag și cu mare plăcere și cu mare pasiune. Și de aceea, încă o dată, face plăcere că v-am avut invitat, că ați fost de acord și ați participat la emisiunea noastră și, sigur, vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să mă fi făcut înțeles în ceea ce am vrut să spun, să nu fi fost foarte tehnic. Pentru a fi înțeles. Acum, și domeniul nu este chiar simplu, este oarecum tehnic. Da, așa este. Vă mulțumesc. Dragi spectatori, vă mulțumim că ați fost în această seară alături de noi. Vă așteptăm în fiecare vineri seara, între orele 20-22, la emisiunea Just Time. O seară plăcută în continuare.